Practicanții de sporturi nautice vor putea participa la finalul săptămânii viitoare la o interesantă acțiune de coborâre pe râul Mureș în județul Arad. Sâmbătă 6 iunie, Clubul Vest Sport Arad organizează două acțiuni paralele. Maratonul internațional de caiac-canoe în lungime de 50 de kilometri, care va avea startul de la Lipova, și concursul popular de ambarcațiuni în lungime de 35 de kilometri, cu startul de la Păuliș. Ideea ne-a venit anul trecut când am făcut expediția asta pe Mureș și cu Nica Călin, cu care am făcut toată Dunărea. Și având mult timp la dispoziție, băi, zic, ce facem? Hai să facem ceva, un concurs, așa, că nu este în România încă. Și atunci ne-a venit ideea, că mi-am adus aminte, când am fost tânăr și sportiv, exista un concurs organizat pe vremea aia de sindicate, de la Lipova Arad, cu o embarcațiune de competiție, bineînțeles, că altceva nu exista pe vremea aia. Și așa ne-a venit ideea și în toamnă ne-am pus cap la cap și cu ajutorul colegilor de la clubul sportiv de aici, am reușit să punem ceva pe picioare și sperăm să iasă o chestie foarte, foarte, foarte frumoasă. De la Lipova vor pleca caiaciștii și canoiștii sportivi de diferite vârste, de la juniori la master. La cursa populară, cu plecarea din Păuliș, pot participa toți cei care dețin embarcațiuni cu vâsle, padele, pagaie sau chiar bărci cu motor. Ambele starturi sunt programate pentru ora 10. Toată lumea care știe să meargă cu o barcă și dorește să meargă și să participe, pentru că nu este un concurs, deci așa, deci mai serios. Deci chestia să ne simțim bine, să coborâm pe Mureșul ăsta care e foarte frumos și e păcat să nu ne folosim de el când trece prin Aradul ăsta. Până astăzi și-au anunțat prezența 82 de participanți, înscrierile urmând să se încheie joi, 4 iunie. Vineri este ședința tehnică, atunci am vrea să terminăm lista și să încheiem, pentru că presează timpul, sâmbătă dimineața. Sosirea va avea loc sâmbătă după podul de la ștrandul Arădean.